Bine ați revenit la noi pe canal. Astăzi v-am adus într-un loc cu totul special. E un magazin care o să fie îndrăgit de voi, partea masculină, care urmăriți canalul nostru, dar poate și partea feminină o să găsească câte ceva plăcut prin el. Așa cum se vede, e un magazin de vânătoare și pescuit în special, dar pe lângă asta mai găsesc și multe accesorii pentru sporturile extreme. Mai găsesc și ATV-uri, tot felul de ATV-uri, de bărci cu motor, pe diferite, de diferite putere. Și sunt curios ce noutăți mai au. N-am fost niciodată la zi cu noutățile din magazin, dar oricum e interesant să vezi de fiecare dată când vii, ești ca la un muzeu. Hai să mergem! Am ajuns în lobby-ul magazinului. Aici ești fascinat când intri de absolut tot ce vezi în jurul tău. Nu e nimic ce să nu fie pus ca la locul lui. Toate țin de vânătoare și pescuit, asta e clar. Și avem trofee peste tot. Avem susținerea construcției tare interesantă, făcută din metal, cu un acoperiș din lemn de lambriuri, cu candelabrele astea fenomenale de mari. Fenomenal de mari și cu tot cu aceeași tentă vânătorească, cu aceeași tematică. Peste tot animale împăiate, undițe, un șemineu cu piatră de râu, o piatră tare faină, un colorit interesant în ea, de fapt foarte multe culori. Avem o linie de ATV-uri aici foarte interesante, pregătite de luptă, se cam odihnesc aici. Sincer, ar trebui băgate la lucru. Așa după cum te și provoacă ATV-ul, cere să-i dai, cere să te duci, să mănânci un pic de praf și de libertate. Ce nu-mi place în Illinois e că nu avem dealuri pe care să-i dai la ATV-urile astea, dar oricum, ele sunt interesante, sunt bune. Hai să vedem ce putere au jucăriile astea. Au putere de tractare 1050 de libre, de pounds, aia înseamnă undeva la 500 de kilograme, puțin sub 500, și o capacitate a motorului de 545 cm. E destul de tărișor, se poate și mai bine, dar e bun. Văd că e dotat cu cablu de remorcare. Și avem aici un cablu, frumos, poți să te tragi cu el. E o firmă specifică americană. Hai să mergem mai departe. Aici normal era zona de bărci, nu? Da, acolo se duc. Nu știu cât sunt de rezistente ele și de fiabile, dar pentru că nu am experiență în domeniu să merg cu barca pe apă, în afară de caiac, dar sunt foarte atrăgătoare. Te uiți pe ele și vezi că vor apă și astea. Gata, pregătită, pe trailer, ai venit cu jeep-ul, ți-ai luat-o și te-ai dus cu ea la not. Are vor 18.255 de dolari pe bucată. Nu știu dacă mi se pare scump sau ieftin, dați-vă și voi cu părerea. Avem o barcă construită în 2021. E interesant că ei au ajuns înaintea noastră, la 2021. De 16 feet lungime, 50 de cai putere, 11 galoane rezervorul, ceva grindă de 6 feet 4 inch, average package weight de 1773 de libre și
și capacitate 4 persoane. E bună de mers pe Mureș-Cuian sau pe Dunăre sau pe Fox River. Prețul total $18,255, doar 18,000. Ce ziceți? Merită, nu merită? Hai să vă arăt. O bicicletă adevărată, asta chiar că mi-o iau, dragă. O duc acasă, acolo în spate pui capra pușcată pe ea, sau mistrețul, uite ce, ce bine arată. E rezistentă, nu știu care e rezistența, dar oricum e bună. Pușca o agas și pe ea. Și mă gândesc că o fi și electrică. Da, e o bicicletă electrică, 1000 de bați. Doar motoare Mercury, pe toate dimensiunile, dacă v-a crăpat cumva motorul, spuneți-ne că aici sunt, pe alese. Dați modelul, capacitatea, dacă vreți unul mai tare, luați unul mai tare, nici o problemă. O, pe bietul. Care luăm acasă? Bietul Ior, uite-te la el. Vezi ce ochi are? Pe care luăm? Oricare luăm, o să mănânce pe Dexter. Nu le dăm nicio șansă cu unul din ăsta. Anul ăsta am devenit și eu pescar amator. Nu mă pot numi profesionist, nici vorbă, și la gradul de amator, undeva acolo, începător, amator. Lipsește tata socul să-și aleagă o undiță mai profesională, dar e fain, au tot felul de undițe aici, prețuri diferite. E fain că poți să le probezi, vezi ce-ți scade mai bine la mână, să nu faci bătături. Tot felul de momeli, tot felul de râmișoare, de plasticuri, de atracții irezistibile pentru pește. Puteți găsi undițe, undițe de la $25-30 până la $100, mii chiar. Deci aici e raiul undițelor pentru pasionații de, de pescuit. Acum ne îndreptăm spre o altă ramură. 1, 2, 3, 4, 5 rânduri doar cu undițe. Nu o să vă trecem prin toate pentru că v-ați plictisit, cei care nu iubiți undițele. Dar pe lângă undițe, sub rânduri avem plumbii și toate momelele. Keep feeling this pain. It's like I'm going for insane.
pain. It's nothing left to say. It is, don't let it be. Away from me, away from me. It's always you. 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 Avem o altă zonă de pescuit foarte bine pusă la punct și designul acoperișului, a tavanului și totul e foarte pregătit pe așa ceva. Uite acolo, plase de scos peștele, unelte vechi, altele mai moderne, bărcuțe pe apă, pe aer, pantaloni aia rezistenți la apă. Nu știu dacă sunt waterproof ăștia, dar cred că sunt. Ținând cont că sunt de pescuit, poți să intri până la brâu în apă și nu te uiți. Da. La $229. Nu știu dacă e permis în România, conform legii, să deții detector de metale sau cu ce putere poți să-l deții, dar aici poți să-l cumperi la liber și poți să cauți după maiaș sau după cine vrei tu să cauți. Și au tot felul de modele, de la 500, 600, 700, 1000, 1000, $2000. Tare interesante căști speciale pentru detectoarele astea. Vrei să te servesc cu un glonț? L-am pregătit. Poți să te uiți. Da, arată foarte bine. Dar să nu uităm că suntem în America și aici gloanțele, cartușele se găsesc peste tot. Diferite calibre. Diferite prețuri, tot. De exemplu, pentru cei interesanți, găsim niște prețuri aici. $22.99 pentru setul ăsta. Tare lucioase, frumoase. Astea sunt mai mici un pic.
Setul ăsta de gloanțe costă 37,99, 25,06, nu știu exact calibrele, pentru că nu sunt expert în domeniul armelor și amuniției, dar cred că e un preț foarte bun. Punct ok, punct lovit. E foarte ușor. Ce preț este? 900 dolari, 335 de feet pe secundă. Ce frumoasă și culoare. Da, e foarte bine finisat. Pentru cei care iubesc armele de foc și nu și le pot permite, pot să-și iau o arbaletă, de fapt. Arată ca o armă de foc, dar e mai finuță puțin. Asta e cea mai scumpă arbaletă pe care o am în vânzare. E un Excalibur făcut în Canada. După cum putem vedea aici, avem 360 feet pe secundă și draw weight 285. Cum se simte? Da. Confortabil? Da, deci am ochit flitul la mistreț. Eu mistrez. E varianta Assassin de la Excalibur. Da, că uite aici scrie Excalibur. Aici avem ceva gen de maro. Și învârtindu-l, armăm arbaleta asta, uite după cum se vede. Doar că e blocat aici, nu pot să o armez. Am înțeles că avem niște curcani foarte inteligenți aici în America și n-am știut de modul ăsta de a demeni. Dacă vrei să prinzi curcan, poți să te duci până lângă ei. Astea sunt clipuri pe care le-am văzut pe YouTube. Îți tragi un curcan din ăsta pe cap sau îi pui suport și te duci, prefăcându-te că ești un curcan. Și ca și vânător, ajungi să pui mâna pe curcan, să-l prinzi de picior. Pentru că tu te prefaci că ești un curcan, te târâi de fapt, faci târâș până în ceata lor, până în crângul curcanilor. Dar interesant. 80 de dolari bucata. Altul e 49. La diferite prețuri. Nu știu dacă și fac vreun sunet. Nu fac. Era interesant să facă ca și curcan. Aia îți rămâne ție de făcut. Am ieșit din interiorul magazinului Outdoor World, așa cum se vede în spatele meu. Am testat tot felul de gadgeturi pentru vânători, pescari și așa mai departe. Sunt multe altele de văzut, pentru că e un magazin foarte, foarte mare și obosești, pur și simplu. Dacă nu vii propus să-ți iei anume, să te uiți doar la o arbaletă sau la un arc sau la o undiță, obosești să le digeri pe toate. Dacă vreți să vedeți ceva mai specific, dacă vă interesează detalii, cum ar fi la arbalete, de exemplu, puterea de penetrare, viteză, ceva anume, mai putem să facem un video data viitoare sau o altă dată și să vă spunem mai în detaliu despre ceva specific. Cu video-ul ăsta am avut intenția de a arăta câte puțin din fiecare,
din toate departamentele pe care le are magazinul și sper că prinde la toată lumea, la toți cei interesați, la toți cei care doresc senzații tari prin vânătoare, pescuit, mers în natură, cu cortul, cu așa mai departe. Sper că v-a plăcut și sper să ne mai vedem. Poate cu un alt clip, poate cu ceva diferit. Vedem noi. Până atunci, stați sănătoși și numai bine. Bye!